care au auzit de grupul acesta? Bun, este bine. Este un grup cât se poate de real, care a luat ființă la începutul anului 2010, prin inițiativa unora dintre femeile care activează în domeniul IT din România. La ora actuală, grupul, de fapt, cuprinde femei care activează în diverse alte domenii. Deci ambele femei din IT au acolo. Care ambele? Ai fi uit să știi că sunt foarte multe. Sunt confins, dar vreau să mergi. Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre care este misiunea noastră. Ce face grupul acesta? Mulți dintre cei care au avut că există un asemenea grup și imaginează că suntem un grup care se reunește lunar și vorbim despre ce s-a mai întâmplat în IT. Ca să vă explic despre ce vrem noi să facem în acest grup, vă invit să vă întoarceți puțin în timp și să vă gândiți cum v-ați ales cariera pe care astăzi o profesați cu succes. Cel puțin pentru mine, drumul în IT s-a conturat undeva prin școala generală și în momentul în care m-am avut de ales între lecții de informatică, așa cum erau ele la vremea respectivă, și lecții de atelier de lucru manual, unde se învăța gătit, cusut și așa mai departe, și lucruri care pe mine nu m-a atras mai mult partea de informatică. Ajungând în zilele noastre, generațiile, chiar și cele apropiate de vârsta mea, au evoluat de așa natură încât alegerea unei cariere nu se mai face la sfârșitul facultății și chiar din timpul liceului. Ce vrem noi să facem prin acest grup este să ajutăm tinerele să-și definească un drum și să-și urmeze drumul ales, chiar și atunci când în acest drum evident există greutățile aferente fiecare vârste și fiecărui domeniu în parte. Cum realizăm acest lucru? Sunt inițiative de tot felul. Una dintre ele este organizarea, încercăm trimestrială, a unor întâlniri în diverse licee din România, unde discutăm cu adolescentele din clasele 9-12, cu precădere în clasele 11 și 12, despre ceea ce vor să facă în viață. Venim cu exemple personale care să ne convingă că nu este ușor să urmezi cariera pe care ți-o alegi, dar nici imposibil. Și grupul nostru este în continuare deschis pentru oricine vrea să ni se alăture și orice fel de inițiativă în sensul celor descrise anterior este binevenită. Vă mulțumesc!